Noi am luat cunoștință acum dimineață cu proiectul înaintat de colegii din fracțiunea comuniștilor. Evident că îl vom susține și chemăm și restul deputaților să dăm dovadă că suntem statalici și cetățeni ai Republicii Moldova. De aceea fracțiunea socialiștilor susține această declarație. Domnul Deacu, vă rog frumos, poftiți. Da, stimați colegi, este un text destul de echilibrat, este o temă foarte importantă pentru Republica Moldova. Noi nu odată am vorbit că Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova este obligat să ia măsuri ca să consolideze statalitatea Republicii Moldova, suverenitatea țării, și eu cred că Parlamentul Republicii Moldova ar trebui să transmită un mesaj foarte clar și populației, și organizațiilor neguvernamentale, și partenerii noștri pentru a sprijini acest text. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Alte fracțiuni? Partidul Liberal Democrat sau Partidul Liberal? Domnul Pistrimciuc, vă rog frumos, poftiți. Cer scuze, nu v-am observat. Cu tot respectul, bunii intenții, însă suveranitatea, neutralitatea și alte lucruri, deci se garantează prin lege, nu prin declarații politice. Noi știm adevărata miza acestor declarații politice, ele mai mult și alimentează aceste discuții, însă știți cum, stataliști sunt cei care lucrează pentru stat, nu cei care primesc foarte multe indicații sau se duc la consultări în alte capitale, practic săptămânal. De ce mai bine ar fi să amânăm astfel discuții și declarații, cât mai mult că ele nu au niciun sens. Mersi.